Doamna Bobușanu, povestiți-ne un pic despre situația familiei. Sunteți singura care aveți grijă de copii. Câți copii aveți? 5. 5 copii, dintre care 4 am înțeles că încă se află în grijă dumneavoastră. Aici locuiți singură? Nu, cu bătrâna. Soacra dumneavoastră? Da. Și cum vă descurcați? Din pensia bătrânei, alocația la copii. Bănuiesc că vă cultivați în curte. Da, punem în grădină, da. Ce s-a întâmplat cu soțul? A decedat acum 11 ani. Și de atunci aveți grijă singură de, da, de cei mici. Ce nevoie ați avea în ceea ce privește locuința, copiii? Ce este urgent de rezolvat? Camerele la bătrâna. Sunt dărâmate, sunt așa, alimente, îmbrăcăminte la copii, așa, ce se poate pentru copii. Am înțeles. Dumneavoastră niciodată nu vă puneți pe dumneavoastră în primul plan, ei sunt cei mai importanți. Am înțeles. Și pentru cei mici, la școală, rechizite poate, așa ar avea nevoie? Da. Ar fi nevoie de niște rechizite. O să vorbim și cu cei mici, să ne spună și ei ce și-ar dori acum că abia ce a trecut iepurașul și să vorbim, să mai vin o dată și la cei mici. Da. Am înțeles că voi sunteți cei mai micuți, Justina și Petre, da? Ia spuneți-mi voi mie, dacă ar fi să vină din nou iepurașul la voi, ce v-ați dori voi? Hai, începem cu Justina, că e cea mai mică. Ia zi-mi, Justina, ce mi-ai povestit tu mie că ți-ai dori? Niște? Role. Role. Ce mărime trebuie să fie rolele? 31. 31? Sau 30. Sau 30. Și unde vrei tu să mergi cu rolele? Aici, în față? Da? Da. Bine. Și tu, Petre, ce ți-ai dori? Ghete de fotbal.